salutăm din nou astăzi din orașul Tudin. Cu o surpriză frumoasă mergem către domnul Vasile Apu. Ne cunoașteți pe noi, da? Da? Suntem echipa surprize cu formația Haino Rock și am aflat că astăzi e ziua dumneavoastră de naștere și știm că nimeni nu e acasă. Vă lăsați singur, singuriel și e implicat, da? Am cărți de găini, pui, boboci, da, nu chiar singuriel. Domn robotnic. Așa, e bun. Uite, acest buchet minunat este pentru dumneavoastră. Uite cum nici nu... Nici nu ne-o spus. Dar surpriză-i surpriză. Și desigur, cum l-au auzit de naștere, fără tortă. Eu am sunat prietenul să vină aici să vă ajute. Da, treci, ținești tot. Așa. Dar eu reușit să bem cocoa. Ei, cafea. Las că noi avem ceva mai bun. Ia ca o să serviți că te ocupă de șampan. Dar cum îl asta? Așa, cum vă gândiți din partea cu Ervi de surpriză? Eu nu mai spun nică. Da? Nu poți spune nimica. Nu puteți spune. Nu știu, doamne, din care așa, parte. Eu o să dau citire mesajul, nu? Și dumneavoastră să vă dați seama, sigur. Păi să răspuns. În această zi îmi apar în minte toate evenimentele petrecute alături de tine. Evenimente pline de culoare, dar și încercările la care am fost supuși. Tu erai ca un capitan de corabie, care îndepărta familia de orice furtună și o ducea pe drumul cel drept. Îți mulțumesc pentru tot ce ai făcut. Îți doresc putere, dragoste și energie pentru încă mulți ani înainte. Succesul să fie cu tine mereu. La mulți ani, tată! Feciorii Ruslan și Cletic, nururile Diana și Iulia, nepoții Nikita, Stanislav, Dani și Haina. Mulțumesc! Și desigur să cântăm și mulți ani trăiască, da? Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască. Aici mesajul dumneavoastră. Ce poți să spun? Mulțumesc de felicitare! Păi când mulțumesc, dăm mai departe, să mai vedem. Așa, și știți că am venit și o dedicație muzicală pentru dumneavoastră. Hai să facem muzilie, da? Să vă mulțumim.
O sărbătoare frumoasă. Mulțumesc. Sărbătoare, nu mi-e el să băt coșii. Nici nu știu că poate ar mai veni și neva cu țar.